Apocalipsa, capitolul 13. Și am văzut o fiară ridicându-se din mare, având 10 coarne și 7 capete. Pe coarnele ei erau 10 diademe, iar pe capetele ei era un nume de blasfemie. Și fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului, picioarele ei ca ale ursului, iar gura ei ca gura leului. Iar balaurul i-a dat ei puterea lui, tronul lui și stăpânire mare. Unul din capetele fiarei era ca înjunghiat de moarte, însă rana de moarte a fost vindecată. Întreg pământul s-a minunat în urma fiarei și s-a închinat balaurului, fiindcă îi dăduse stăpânire fiarei și s-a închinat și fiarei zicând: Cine este asemenea fiarei și cine este în stare să se lupte cu ea? Și fiarei i s-a dat gură să grăiască vorbe mari și blasfemii și i s-a dat stăpânire să lucreze timp de 42 de luni. Și fiara și-a deschis gura cu blasfemii împotriva lui Dumnezeu ca să-i hulească numele și cortul din ceruri și pe cei care locuiesc acolo. Și i s-a dat să facă război împotriva sfinților și să îi învingă și i s-a dat stăpânire peste orice trib și popor și limbă și neam. Și i se vor închina toți locuitorii pământului ale căror nume nu sunt scrise în cartea vieții mielului înjunghiat de la întemeierea lumii. Dacă cineva are urechi, să audă. Dacă cineva trebuie să meargă în robie, în robie va fi dus. Dacă cineva trebuie să fie ucis cu sabia, cu sabie va fi ucis. Aici este răbdarea și credința sfinților. Și am văzut o altă fiară ridicându-se din pământ. Ea avea două coarne asemenea unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea primei fiare înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Făcea semne mari și făcea să se coboare chiar și foc pe pământ înaintea oamenilor și îi înșela pe locuitorii pământului prin semnele pe care i-a fost dat să le facă înaintea fiarei, poruncind locuitorilor pământului să-i facă un chip fiarei care fusese rănită cu sabia și totuși trăia. Și a primit putere să dea duh chipului fiarei, așa încât să și vorbească chipul fiarei și să facă să fie uciși toți cei care nu se vor închina chipului fiarei. Și îi silea pe toți, mici și mari, bogați și săraci, liberi și sclavi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, astfel încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât dacă are semnul, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cel care are minte să socotească numărul fiarei, fiindcă este număr de om, și este 666.